Ce se mare va juca în deplasare cu voința Sebeș duminică de la ora 18 în tur. Sebeșul s-a impus la Satu la capătul unui meci dominat de echipa pregătită de Nicolae Istrate, dar în care arbitrii au luat câteva decizii interesante. delegația Sădmăreană se deplasează mâine după amiază la Sebeș, după antrenament și după masa de prânz. Ceea ce privește lotul de jucători, toți jucătorii Sădmăreni sunt valizi pentru această întâlnire. Băieții mi-au promis că vor face tot posibilul să câștige și să recupereze punctele pierdute pe nedrept la mare. Ne dorim victoria care ne-ar putea aduce un loc superior în clasa unde ne este și locul, a precizat antrenorul Nicolae Istrate. Campionatul va lua o pauză după acest meci până pe 16 martie, când CSM Satu Mare va întâlni acasă pe Hambal Club Pitești.